in, we came to battle, came to fight, yeah, we came to win. Wings up, we're making our ascent to the clouds with the sound like a roaring lion. It feels like our time is now. It feels like we were born to be champions. Like the kings and the queens of the human race. The clock is ticking, there's no time to waste. Gotta hustle, flex a muscle, leaving dirt in their face. It feels like we're taking the crown. It feels like we were born to be champions. Like our time is now. It feels like ooh. It feels like we're taking the crown. It feels like we were born to be champions. Bună ziua, prieteni columbofili! Astăzi suntem acasă la domnul Radu Prigoreanu, multiplu campion național al României. Mulți dintre voi deja îl cunoașteți, alții mai noi în columbofilie probabil o să-l cunoască de acum încolo, pentru că domnul Radu Prigoreanu, inclusiv în sezonul acesta, 2022, este campion național la categoria maraton extrem maturi. Bună ziua, domnul Radu! Ce să facem? Vă așteptam. Între porumbei, ne pregătim pentru sezonul 2023. Deja încep pregătirile pentru sigur, sezonul. Sigur, deja a început. Suntem într-o continuă pregătire. Columbofilia e 365. Așa este. An, într-adevăr, ne pregătim foarte mult în perioada asta. Este una din perioadele cele mai importante din an. Încercăm să fim acum prezenți, mai puțin în sezon, pentru că atunci trebuie să culegem ce semănăm acum. Pe perioada iernii bănuiesc că porumbeii stau închiși sau cum? Într-adevăr, porumbeii, o parte din ei stau închiși, dar nu pot să spun exact că în fiecare an fac la fel. În ultimii 10 ani, dacă nu anual, odată la 2 ani am schimbat, dar în anul 2021, în iarna ce a trecut, porumbeii au fost liberi. Absolut toți? Sau... Vorbim doar de lotul de zbor. Toți porumbeii au zburat afară toată iarna. Nu au fost închiși decât în zilele foarte friguroase și foarte aspre. Dar am avut și ieri în care am fost foarte bun, adică am cules roade la nivel național, când porumbeii au fost închiși. N-am o regulă, nu am momentan un standard al acestui aspect, adică totul este variabil momentan. Nu este un program fix. Nu există un program fix, pentru că fiind și tânăr, încă verific și încerc să culeg diferite informații. Și fiecare an e o experiență. Nu chiar, dar obligatoriu în fiecare an încerc de ceva nou. Adică încerc să schimb ceva tot timpul. Momentan n-am ajuns la o anumită metodă și o stabilitate să spun că fac exact la fel de timp. Și la început de sezon, înainte să începeți antrenamentele, faceți tratamente la porumbei sau... Porumbii acum sunt tratați.
Acum. În perioada năpârlirii. În perioada năpârlirii, înainte de a începe mai exact năpârlirea, porumbii încerc să-i tratez. Anul ăsta, nu tot timpul am făcut la fel. Pe timpul iernii, porumbii nu sunt decât vaccinați. Iar înainte de sezonul obligatoriu, toți porumbii sunt tratați, că-i mască, că-i voa. Vaccinați pentru paramiceviroză? O singură dată în an, în luna decembrie sau ianuar, în funcție de năpârlirea lor, cum a terminat, în funcție de timpul meu, nu. Okay. Dar, în principiu, porumbii sunt tratați înainte de sezon, de fiecare dată. Este singurul tratament care l-am respectat de când sunt columbofil. În rest, toate au fost schimbate. Adică, anul ăsta am tratat înainte de marea năpârlire, în alți ani nu tratam deloc, în alți ani am tratat iarna, în alți ani n-am tratat deloc iarna. Pentru că ce boli tratați de obicei? Cea mai important este salmonela. Pentru salmonelă încerc să iau tot timpul produsele noi care sunt pe piață, pentru că sunt actualizări de tulpini. Și faceți curis, cum de exemplu sunt crescători care dau antibiotic de 15 zile. Am dat până la 12 zile cel mai mult. Asta în anul 2018, când am avut cele mai mari probleme de sănătate cu porumbei din istoria mea ca și crescător, atunci era să îmi pierd inclusiv vicecampioana națională din cauza bolii, din cauza salmonelei. Mi-au murit 10 porumbei de reproducție, printre care și tatăl campioanei naționale. De anul acesta a murit, în anul respectiv. Mi-au căzut toți porumbii în cap, au avut o etapă de Venus în anul respectiv. Deci asta e cel mai important tratament. Până în anul respectiv eu nu am tratat porumbii deloc. Nu tratam porumbii absolut aproape deloc, decât în afară de tratamentul de primăvară, înainte de cursă, care nu era niciodată de salmonelă. Dar în anul respectiv porumbii au căzut. Într-adevăr, înainte eu nu am adus porumbii, dar în anul 2017 am adus 7 porumbii de la cei mai buni crescători din România. Și eu, după programul meu de lucru, bineînțeles, nu am tratat. Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, la prima etapă de maraton, în condiții în care toată lumea avea porumbei acasă, din 30 și ceva de porumbei că ți-am angajat, n-am avut a doua zi la 10, mi-a venit primul porumbel. Ceva crunt, inexplicabil, pur și simplu. Au venit porumbei acasă, mi-am dat seama că ceva e în regulă, nu am acționat atunci pe moment, am acționat la scurt timp. Porumbii și-au revenit, dar bineînțeles că am produs o greșeală fantastică. Între timp, porumbii tot veneau și nu am eliminat acei porumbii și nu i-am tratat. Și am suferit repercursiuni în anul 2018 spre final, cu mortalități. 2019, începutul 2019, după aia am început ușor să-mi revin prin tratament foarte puternic la porumbii. Au murit, care au supraviețuit, de asta și în 2019 am concurat doar 4 porumbii maturi, în 2020 am concurat foarte puțin, pentru că am încercat să-mi refac loturile și forța și să ajung la un alt nivel. Dar și în afară de salmoneloză, ce mai tratați? Obligatoriu tricomonoza, coccidioza o singură dată sau de două ori, poate, de când sunt columbofil. Și pentru coccidioză dați tratament combinat, tricomonoză, coccidioză? Nu, coccidioza nu o putem lua în seamă, pentru că am tratat de două ori în viață de când sunt columbofil de coccidioză porumbei, dar de tricomonoză porumbei sunt tratați regulat. Regulat. Okay. Aproape la fiecare etapă de maraton. Ok. Și la început de sezon, cum antrenați porumbei? În jurul crescătoriei. Sunt antrenamentele. Aveți un program anume, dimineața, seara? Nu. Singurul lucru care nu e respectat la mine în crescătură este program. Nu am cum, nu pot, nu sunt un om apt să am un program. Și asta nu se întâmplă niciodată. La mine totul este în funcție de timp și de plăcere și de momentul care l-am în ziua respectivă. Nu. Porumbii sunt eliberați în fiecare zi. Sunt antrenați în jurul crescătorii cu steagul. Este o anumită perioadă, un anumit timp că trebuie să zboare? Nu, nu. Cât până mă fixez. Dar nu e nevoie neapărat să stau foarte mult timp, că ei zboară în jur de o oră cel puțin. Rare sunt cazurile în care porumbii zboară sub o oră. Foarte rare. Deci, să înțelegem că ei trebuie să zboare în jur la o oră. Nu am o regulă. În schimb, este o regulă de antrenament. În exercițiu, adică când încep etapele importante pentru care concurez, porumbelul
Nu pun preț pe cât zboară, pun preț pe cât îl antrenez efectiv, de câte curse îl duc eu, efectiv cât zboară el în aer. Zborul în jurul crescătoriei eu nu-l consider antrenament, pentru că porumbelul planează, porumbelul se plimbă, este exact ca și cum aș merge eu, nu e ca și cum aș forța. Și înainte de etapele cu asociația? Duc porumbei 2, 3, 4, 5 ori maxim. Cum am zburat anul acesta, e primul an în care zbor porumbei toate etapele în ultimii 8 ani. Îi duci treptat, adică să zicem prima dată sigur, la 20 de kilometri? Da, primul antrenament este la 26 de kilometri, urmând un 33, 50, dacă mai e timp îi mai duc încă o dată, dar în principiu nu prea e timp și duc direct în 100 și ceva. În anii anteriori au fost și 200. Dar apoi merg treptat, 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 în funcție de poziție, pentru că atunci eu sunt pe ouă, pe pui și în funcție de... Și în trei etape îi duceți la antrenamente? Porumbei nu sunt antrenați până la maratoane. Foarte puțin. În trei etape, dar în schimb... Și vă bazați doar pe etapele făcute de asociații, înțeleg. Până la etapele de maraton, totul este asociația. Asta vorbesc de anul acesta. În anii anteriori nu pot să zic același lucru, pentru că în anii anteriori nu zburam toate etapele, zburam vreo 3 etape până la prima etapă de maraton și în anii respectivi îi duceam eu. Okay. Nu pot să vă spun exact, pentru că nu am făcut în fiecare an la fel, dar în anii când nu duceam la asociație, îi duceam eu. Da, de foarte multe ori până la etapa de maraton, nu mergeam cu asociația, dar în anul acesta am ales varianta să-i duc de 4 ori eu personal, am mers cu asociația până la prima etapă de maraton. Anul acesta fiind și un plan destul de bun la asociații. Exact, un plan extraordinar. Da, a fost un an foarte bun din punct de vedere al antrenamentului, porumbii au avut unde să se întindă, au avut etape dificile, etape foarte bune pe tot an. Între etape, tratați porumbei de tricomonoză, căi respiratorii? Singurul tratament care într-adevăr îl fac regulat este tratamentul de tricomonoză. Deci căi respiratorii rar. De tricomonoză după fiecare etapă? Sau? De maraton, da. Doar de maraton? Da. Celelalte oricum pentru mine sunt doar antrenamente. Nu iau în serios niciuna din cele. Între etapele de maraton spuneați că faceți câteva antrenamente cu mașina personală. Cum? Câte antrenamente faceți înainte? Minim 3 antrenamente, cel puțin 3. Înainte de fiecare etapă de maraton. Ok, și aveți o distanță anume? 50-60 km. Au fost ani, vorbesc la... adică nu pot să spun în fiecare an am făcut la fel și ar duce în eroare pe cei care mă urmăresc. În fiecare an am făcut diferit. Am încercat și... Dar având în vedere cele relatate mai devreme, le-ați făcut anul acesta, în exact, 2022. Exact, tot ce am vorbit de anul 2020. Și acum, în 2022, sunteți campion național. Deci să înțelegem că ceea ce spuneți că ați făcut anul acesta... Da, într-adevăr, a fost un an foarte bun pentru mine, pe lângă faptul că am scos această pasăre extraordinar de valoroasă. Am reușit să fac 23 de porumbei cu cel puțin două clasări la maraton. Am vreo 13 porumbei cu cel puțin 3 etape de maraton și 6 porumbei, un număr foarte important pentru mine, cu 4 etape de maraton. 6 păsări, mi-au făcut 4 etape, 3 extreme și una de 800. Deci practica de anul acesta a fost într-adevăr extraordinar de bună. Dar am avut și ani în care nu participam deloc cu asociația și am reușit și atunci și rezultate foarte bune, podiumuri naționale și duceam eu de foarte, foarte multe ori, adică ca să vă explic mai exact, îi duceam, săream etapele de fond și duceam înainte, după etapa de fond până la etapa de maraton, duceam cel puțin 8 ori, îi duceam personal. După ceea ce spuneți, înțelegem iarăși că columbofilia nu este după un șablon. Într-adevăr, așa e cel mai singur lucru important. Eu sunt membru columbofil din anul 2008. Un singur lucru, cred că e cel mai important lucru în columbofilie și anume sănătatea columbiei. Exact. Asta eu cred că e totul. O pasăre valoroasă nu te poate face. Sănătate nu... Eu cred că este 50% din a fi campion. Exact. Și după sezonul cu maturii, rămân toți porumbei în crescătorie, absolut toți care s-au întors la etape sau nu. Mai selectați în funcție de rezultate? Anul acesta, de exemplu, am participat, am avut cel mai frumos an, cred că, de când sunt columbofil,
dar am avut și cea mai mare dezamăgire de când sunt columbofil. Eu am practicat dintotdeauna etapa de Berlin, nu a fost an, sau a fost poate un an în care să nu fi participat. Chiar și cel mai, unul dintre cei mai importanți reproducători ai mei este un porumbel cu 3 etape de Berlin, 2 de Frankfurt, păcând palmares 3 ani maraton. Anul acesta am trimis 10 porumbei la etapa de Berlin. A fost o etapă care nu prea pot să-mi explic, pentru că am trimis 10 păsări extraordinar de bune, am trimis păsări care aveau 0 puncte într-o etapă de maraton și pe clasament nu mi-a venit niciuna. În schimb mi-au venit după aia, bineînțeles că vin porumbii bătrâni, mai ales vin. Cei cu experiență. Dar am ales varianta să elimin. I-am eliminat pe toți. Din cauza că nu am posibilitate să țin foarte mulți porumbei. Și am ales varianta să elimin, asta e, mergem înainte, pentru că din toată experiența care a câștigat acest porumbel care mi-a venit la Berlin, de fapt au vreo 4 porumbei mi-au venit în total din 10, toți acești 4 porumbei, eu cred că această experiență pentru ei a fost foarte proastă și nu i-a educat decât să fie foarte lenți și nu i-a educat decât să, ei au învățat că poate să doarmă oriunde, că oricum ajung acasă. Exact. Eu îi consider pe toți valul roșu, eu foarte bun chiar, dar i-am eliminat pentru că nu-și mai găsesc locul în cușcă. Eu nu, ei din toată treaba asta n-au învățat decât să doarmă oriunde vor ei și oricum ajung acasă, ceea ce eu n-am nevoie de așa ceva. Ce sistem de zbor practicați, naturală sau văduvie? Principiul de bază este natural, dar campioana este făcută cu o etapă de văduvie. La o etapă a fost văduvă, dar cea mai bună etapă a avut-o pe natural. Începeți sezonul pe natural, să bănuiesc. Porumbii sunt la natural, apoi sunt separați. Nu pot spune, în anii anteriori, hai să vorbesc de anul acesta. În anul acesta porumbii au fost pe natural, apoi au fost văduvi. Au fost văduvi inclusiv prima etapă de maraton și a doua. Dar când i-ați văzut? Ați început viteze pe natural, pe urmă i-ați văduvit? Da, la etapă, înainte de etapa de 400, porumbii au fost despărțiți. Au fost despărțiți. Deci înainte de demifond. Exact. Okay. Și apoi, după a doua etapă de maraton, i-a fost trecut pe natural, am avut 3 săptămâni, am avut timp să... A fost doua etapă fiind prima, cum s-ar spune, de anul acesta, prima de extrem, nu? Da, eu am participat la 4 etape, toate 4 am participat. Prima etapă a fost de 800 și ceva, a doua tot 800 și ceva, iar apoi a fost trecut porumbei pe natural la etapa de Madonna. Deci înainte de etapa de Madonna, atunci ați exact pe natural. Sunt jucător de natural, nu pot să spun că sunt jucător de văduvie, nu îmi place văduvia, nu îmi plac porumbii cum vin la văduvie, deși am avut la prima etapă de maraton, au plasat foarte mulți porumbei. Vin legați, doar că porumbii pe mine mă păcălesc la văduvie, eu natural o stăpânesc și asta practic. Deci campioana înainte de etapa de Madonna ați trecut-o la natural. Exact. La îmbarcare cam ce poziții de ou avea? Câte zile? A avut ouă de vreo 7 zile, 6-7 zile. La îmbarcare asta, nu? Da. Porumbii, cei mai buni porumbei care am avut în cușcă, toți au luat foarte, foarte repede. 6-7 zile au fost ceasul timp. Cei mai buni porumbei ai mei, toți au, n-am avut probleme cu chestia asta, cu... Și pe urmă, ultima etapă de maraton Bârzaiu pe pui sau i-ați... Ultima etapă de maraton Femela nu a mai zburat, pentru că Femela are palmares 3 ani, are 6 etape de extrem, peste 1000, 6 etape peste 1000 de kilometri, a fost locul 8 național la Grand Prix Tineret, nu a mai avut sens să fie angajată. Pentru mine personal avea deja palmares 3 ani, ceea ce e criteriu de selecție în cușca mea. Și a făcut un rezultat bun la Code, primul extrem, exact, pe văduvii. Și pe urmă la Madonna pe natura. Dar nu am găsit sens să mă angajez pasărea, pentru că este o pasăre reprodusă din porumbei mei zburători, o pasăre muncită, pasăre care se găsește generații lucrate de mine. Și nu puteam să-mi permit să angajez un porumbel cu punctaj atât de mic să-l pierd. Eu am mai pierdut la un moment dat un porumbel care a avut două locuri, unul, locul 1 din 7200 și locul 1 din 1000 și ceva, dacă nu mă înșel, de porumbei. Avea 19 puncte în 4 etape peste 700, am întins coarda până s-a rupt. Porumbei care de astăzi înainte vor mai face astfel de puncte, sper să fie cât de mulți, deși sunt foarte rari. Nu-i voi mai zbura, pentru că... Deci să înțelegem că Femela va fi oprită la reproducție. Este oprită după etapa de Madonna, n-am mai zburat ultima etapă, preferat
șansa de podium să-i las altui crescător, pentru că pe mine un trofeu în plus nu mă avantajează. Șansa, dar din fericire sau din păcate pentru alții? Da. Nu a fost nimeni să o întreacă. Da, sau din fericire nu a fost nimeni să o întreacă, are 1,30 sutim, are două etape care a ținut tempoul de zi, adică a zburat de dimineață până seara, până la 9:40, continuu fără oprire, probabil s-au oprit foarte scurte, exact ce caută la un porumbel, și ăsta a fost și motivul pentru care am zis că da, ăsta e un porumbel pe care merită lucrat, nu are ce să-mi demonstreze mie, nu ar fi la primul podium național, este al 10-lea. Am zis că e suficient. O să mai, dacă ce o să mai fie, poate o să mai încerc. Ce este interesant, că ea a ieșit campioană din două șanse. Da? Da. Două etape. Alți porumbei au avut trei șanse, adică trei etape de maraton extrem ca să iasă campion. Într-adevăr. Norma de maraton extrem, pentru că norma fiind de doar din două etape. Dar având trei șanse, vă dați seama, o să fie o șansă în plus. Sigur, mulți porumbei puteau să o bată. Mulți porumbei erau cu punctaje mici și acum, na, a fost norocul meu și norocul ei. Exact. Dar ceilalți porumbei, bănuiesc că la ultima etapă de extrem ați participat. Sigur, am angajat 18 porumbei, din 18 porumbei am 16 sosiți. Am și locul... pe ce poziții de cui au fost? Au fost pe pui. Pe pui, nu? Da. Am un locul 6 pe județ, cel mai bun porumbel. Și ne-am făcut normele, am plasat 11 porumbei, am avut o etapă reușită, o etapă cu clasări, ce mă interesează, porumbeii au repetat, ceea ce mă bucură foarte mult, sunt foarte mulți porumbei care au clasat, porumbeii care n-au clasat i-am eliminat, care bineînțeles că s-au mai venit, am în jur de 18 porumbei acum, opriți. Foarte mulți am oprit la reproducție, inclusiv campioana, mama ei este oprită și ea la reproducție. Mama ei a fost locul 8 la o etapă de Berlin în 2020, din 1800 de porumbei, mama ei, tatăl ei nu mai există. După ultima etapă ați reîmperecheat porumbei și ați scos altă serie de ouă sau i-ați lăsat să meargă în continuare pe puii care aveau... Înainte de nu, porumbei au fost împerecheați, porumbei au fost împerecheați cum mi-aș fi dorit eu să reproduc din ei, pentru că puii sunt opriți, câțiva din ei sunt scoși la licitație pe site-ul dumneavoastră și în momentul de față ei au, puii sunt mari, chiar astăzi i-am separat pentru că vreau să și năpârlească. Și bine, o parte din porumbei de reproducție sunt și puși la treabă pentru niște tardivi, pentru reproducție. După etapa de bărzaie ați tratat porumbei pentru anumite boli sau... Porumbei au fost tratat de salmonelă. Deci după ultima etapă de maraton exact. Ați oferit... Da, nu a fost nevoie de tratament de tricomonoză. Și tratamentul de salmoneloză, cum l-ați făcut? Cură? Cum fac alții? A fost de 8 zile cu parascop. 8 zile, atât am plecat în vacanță după și nu am mai continuat, oricum a fost suficient. Nu aveau probleme, porumbei era ok, arătau bine. Le-am făcut tratamentul pentru că eu consider că acum se face tratamentul de salmonelă. Și tratamentul l-ați folosit în timp ce ei goneau la cuib sau cum? N-am ținut cont de lucrul ăsta. N-am ținut cont, adică nu e o chestie care să mă influențeze pe mine. Și n-ați avut probleme cu ouăle, să fie limpi? Nu. Okay. Nu, n-am avut, nu știu, poate în alte situații sunt probleme, eu nu, eu personal nu. Ca și sistem de hrănire, în timpul sezonului aveți mai multe sortimente, adică sunt crescători care folosesc depurativ, care folosesc energy, folosesc tot. Și aici e o întreagă poveste pentru că în fiecare an am schimbat. Anul acesta, când am avut un an foarte bun, hrana s-a scumpit foarte mult, după cum știm cu toții. Am spus stop, nu mai cumpăr hrană din comerț. Deși până acum am mers pe un singur tip de hrană și anume Champions. De aici mai completam cu Jerry și la gama de la Vestile Lagă. Să ne înțelegem, altă mâncare n-am știut de ea. Și anul ăsta am spus stop, nu mai hrănesc porumbei cu mâncare la sac pentru că este foarte scumpă. Am cumpărat
câțiva size de Energy, tot de la Versele Laga, și cu boabe din propria fermă mi-am creat amestecul de mâncare și porumbii toți au mâncat același tip de mâncare. Boabe însemnând porumb, floare, grâu, ce am mai avut? Am avut niște mazări. Chiar au avut și porumbii de zbor mazări, am considerat o greșită inițial, dar când am făcut amestecul mi-era greu să fac pentru pui, pentru matcă și am preferat să fac totul la fel și am zis că ce-o fi, o fi, aia e, dar se pare că a fost foarte bine. Și energie l-am folosit ca supliment, adică la toată nebunia asta am folosit, puneam 80% mâncare de la mine și 20% energie. Și în felul ăsta mi-am făcut o mâncare care mi-a ieșit destul de ieftin. Și aia o foloseați inclusiv înainte de îmbarcări, nu? Asta a fost toată mâncarea, n-am folosit depurativ, n-am folosit nimic altceva. A, inclusiv când veneau de aia, da? Depurativ nu folosesc la porumbei. Nu, n-am... Jucând și pe natural, porumbei... Nu... În schimb, ce fac în locul de depurativ, hrănesc puțin porumbei, cu hrană puțin. Aha. Deci nu le dați la la discreție. Asta fac în loc de depurativ. Asta o comandă de. Și mazăre ați folosit-o și pe perioada când erau la tot timpul anului. Se ziceam văduvie sau? Am făcut hrana în primăvară și de fața am aceeași mâncare. Nu. Oh, ok. N-am schimbat mâncare. Ok. Deci absolut pe toată perioada concursurilor doar acest amestec. Am avut și ani în care foloseam doar mâncare la sac, adică luam un balet de Champions, porumbii se hrăneau cu mâncarea respectivă, foarte ok a fost și așa. Anul ăsta am făcut altfel, ca în fiecare an. Într-adevăr, numai Champions nu am folosit la porumbii. Am folosit tot timpul Champions cu Jerry, cu un pic de energie. Deci mai pe scurt, putem trage concluzia exact ce a spus mai devreme, că la porumbel contează foarte mult sănătatea, da, și să mai adăugăm acum probabil și calitatea porumbeilor. Da, într-adevăr, porumbei, dacă nu primesc hrană bună și nu sunt sănătoși, nu poate să arate nimic. Nu au ce să arate. Concurența, în momentul de față, este dură. Nu mai se joacă porumbei așa, de plăcere, nu. Acum, totul face diferență. Eu consider că, fără păsă de super calitate, fără un ochi foarte bun al crescătorului, fără o mână foarte bună, fără o intuiție și fără noroc, nu poți să faci nimic. Exact. Am ajuns la un nivel în care păsările scot niște punctaje incredibile. Incredibile. După sezonul cu maturii, puii începe izburați cu asociația, etape, i-a antrenați în particular. Și anul trecut am zburat puii și anul acesta am zburat cu asociația, am ales varianta pe sud. N-am zburat toate etapele, am zburat 5 etape, până la 300 de kilometri. Apoi m-am oprit. Fiind considerate mai mult ca și antrenament pe la obligatoriu, totul a fost antrenament, nimic mai mult. Și oferiți cuilor tratament în timpul etapelor? Sau din fericire, anul acesta n-am aplicat decât un singur tratament. Când au trecut toți porumbei, sau nu, au trecut și ei. Am rămas foarte plăcut surprins, am terminat cu ei după 5 etape, într-adevăr a fost o pauză, eu am plecat la un moment dat, am fost plecat de o săptămână și porumbei atunci au crezut un pic, mai fi dus cu ei mai mult, dar o trebuie să mă opresc pentru că am sesizat niște semne de ornitoză și m-am oprit, am așteptat să văd ce se întâmplă. Acum că e ornitoză, că e o candida, că sunt o fel de ciuperci, nu știu exact ce a fost, dar s-au oprit. Le-am pus picături în ochi, speciale pentru așa ceva, și au revenit fără tratament pentru tot efectivul. M-am oprit și eu, porumbei, după cum ați văzut, trebuiau mutați deja sus, să obișnuiască în compartiment de sus, pentru că ei când sunt mici sunt jos. Oricum nu mai aveam sens. Și campioana a fost și în anul nașterii? Da, a fost și zburată. A fost și zburată, dar tot așa după un sistem foarte scurt. Nu prea am practicat de mult cursele cu pui la mod intensiv. În 2017 m-am oprit, în 2016 mi-am distrus lotul la două etape de el, la 900 de km. 2019, nu? Da. În 2019, atunci, mai țineți minte cum ați
A fost zburat până la etapa de demifond, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Până la etapa de demifond, dacă nu mă înșel, în anul respectiv am zburat pui. Deci a avut undeva la două etape de aproape 200 de km. Da, nu? Da, undeva acolo. În compartimentul de matcă aveți anumite criterii după care ajung porumbei în compartimentul respectiv sau, de exemplu, campioana ați introdus-o datorită rezultatelor bănuiri, nu? Nu, nu numai. Campioana a fost introdusă la matcă în primul și în primul și în primul rând pentru a o împerechea cu unchiul ei, un cuplu la care eu am visat dintotdeauna, un cuplu care mi l-am dorit dintotdeauna. Unchiul ei a fost un foarte, foarte bun zburător. El este 824, Zoro are numele, un om care a încheiat cariera de zbor pe locul 13 național la Maraton Palmares 2 ani. A avut și două surori foarte bune, trei surori foarte bune, pardon. Îmi doream să împerechez doi porumbei foarte buni zburători. Când am obținut primul porumbel, m-am bucurat enorm de mult. Deja nici nu mai mă interesa absolut nimic ceva. Cu ultima etapă putea să obțină și 10 podiumul național, pentru mine tot nu mă interesa. N-aș fi suportat riscul ăsta să-mi risipesc visul dintotdeauna pentru o etapă, pentru toate cupile care le am la nivel național. Adică n-aș fi riscat pentru nimic. Doream pur și simplu pui în cuplul ăsta. Făcut așa, gândit de mine. Ea are în spate, este nepoată din Zoro, este nepoată din 885, care este verișoara lui, a fost vicecampioană națională și locul 3 național, vicecampioană la Maraton Palmares și locul 3 național la AS Maraton Palmares. Este strănepoată din Elizabeth, sora lui Zoro, care a fost locul 3 național și 4 național, la Palmares 3 ani maraton, femeie tot așa cu Palmares. Deci are în spate o origine cu greutate. Da, sunt porumbei zburați de mine care i-am introdus la matcă din anul 2017, o parte din 2016. Porumbei care am crezut enorm de mult și nu m-au dezamăgit. Și pentru continuitate am considerat că ai nevoie de acel porumbel care a fost bun și nu de frați sau surori care pot să devină și bun, dar eu consider că selecția trebuie să fie aici la zbor, în primul rând, și nu la doar în perechelele pentru matcă. Perechelele de matcă sunt foarte bune, așa sunt foarte mulți campioni care poate așa ies, dar eu personal în cușca mea, eu așa selectez porumbei. Am foarte puțin porumbei bătrâni, chiar pot să spun, în fiecare am porumbei sunt înnoiți. Deci cei care nu reproduc ceva de calitate sunt înlăturați și mă ies de alții. Nu neapărat așa gândesc, ci mai degrabă aduc întotdeauna porumbei din cei mai buni ai mei zburători. Și automat, la un moment dat, ai alți porumbei care trebuie să faci, au poate 2 ani. Trebuie să le faci loc. Nu mi-extind porumbei mai mult decât pot să duc. Asta e clar. Bănuiesc că la matcă introduceți, poate că nu anual, dar odată la ceva timp, aduceți porumbei și din alte crescătorii. Nu. Să vorbim de ultimii 8 ani, în ultimii 8 ani de zile am adus foarte, foarte puțin porumbei, datorită prietenilor cu diversi columbofili, diversi campioni. Am adus de la fiecare o pasăre extraordinar de valoroasă din porumbei cei mai buni. Nu aduc regulat porumbei, sub nicio formă. Și nu am fost pus în postura în care să aduc porumbei, pentru că planul meu de la bun început, când am mai achiziționat primii porumbei, a fost foarte, foarte bine pus la punct. Și anume, am adus porumbei din cel puțin două familii diferite, de la același crescător, de la anume Iures Relu, dar când i-am luat, am luat consanguin pe două familii diferite, adică porumbei de Lazaros și porumbei pe Vulpe. Acești porumbei au avut pe lângă ei niște porumbei de Dușardin. Din aceste trei familii de porumbei, pe lângă ei au mai fost și ceva porumbei pe Dole, în fine, dar vorbesc de cei reprezentativi, eu i-am consanvinizat. Am consanvinizat și am oprit ce am considerat eu și am împerecheat pe ei între ei. Și eu pot să merg liniștit de acum încă 50 de ani, fără să cumpăr porumbei. Dar, într-adevăr, din unul din porumbei care i-am adus în 2017, am o femeie de la Copzaru Daniel, pe această care vreau să-i mulțumesc,
este unul din cei din patru bunici, unul din ei este această femelă de la el, care a fost pusă în pereche cu incestul Elizabeth cu dragonul. Da. A rezultat mama campioane. Okay. Adică se pare că cum am adus un sânge nou, au apărut și roade foarte bune, adică s-au cuplat. Deci toți porumbei care au intrat în cușcă la mine în anul 2017, am de la toți crescătorii buni în România, atunci toți au făcut rezultate. N-am niciunul care să spun, băi, uite, din ăsta nu s-au mișcat un metru. Nu există. Ba, am făcut locul 10 la Berlin, ba, am făcut AS Maraton Tineret, punctaj bun. Nu există să fi adus vreun porumbel și să spun că nu. Nu a mers, sau uite. Dacă doriți în minutele următoare să ne prezentați puțin campioana. Sigur că vedem. Aceasta este campioana, se numește Sherry. Mi-am pus acest nume pentru că chiar este o cireașă. O cireașă de pe tortul la care muncesc de ani de zile. De ani de zile. Este foarte năpârlită femeia, pentru că de la etapa de Madonna a fost cu unicul ei, a scos doi pui, apoi eu am plecat în vacanță, am mutat-o jos, pui i-au trebuit să-i mut când erau destul de mari, erau inelați, am mutat-o jos, bineînțeles că a scos din nou și acum s-a uat, are un nou, urmează să-l facă pe al doilea, probabil mâine. Și imediat cum îl face pe al doilea, ouăle se vor muta. Și ea va fi lăsată să termine mare năpârlire. Pentru că se vede că e... Ca și construcție, după părerea dumneavoastră, femela cum este mică, de statură, medie. Mare, medie? Medie. Este o femelă medie. Bineînțeles că acum este mult mai mică ca și volum decât ea în realitate. Vedeți, uitați-o cum năpârlește foarte, foarte mult. Este o femeie echilibrată. Sincer să fiu, am vrut din anul 2020, când am fost locul național la tineret, am vrut să o opresc pentru că visam deja cuplu cu bunicul ei, dar am zis că bă, totuși nu. Anul următor a făcut AS Maraton, femeia la vârsta de 2 ani, și anul acesta a făcut normă maraton cu un punct și 13 sutim. Și ca și origine, dacă vreți să ne mai spuneți... Sigur o să vă arăt pe mama femelei, care este aici, este oprită și ea la reproducție. Acesta este mama femelei. Femeia a fost locul 8 la o etapă de Berlin în anul 2020. Ea este fiică din incestul fiind Elizabeth, care o să vă arăt imediat cu tatăl ei, locul 3 național cu tatăl ei. Iar mama este Cobzarul Daniel. O am și pe aici, o să vă arăt. De la domnul Cobzară Daniel, pe ce anume? Pe porumbii lui consacrați. N-aș putea să vă spun toate detaliile, dar este nepoată din Olimpică, din cei mai buni porumbii aia ai lui. Okay. Acesta este Zoro, este un mascul de echipă extraordinar, care m-a făcut campion național, m-a ajutat. Nu doar el, dar m-a ajutat foarte mult la acest titlu. Record fiind la categoria 3 ani, crescător, a reușit cu 11 porumbei, să aveam foarte buni în anii respectivi, să obțin un record până în anul respectiv la această categorie 3 ani, apoi s-a desfințat categoria, dar recordul a rămas. Acesta este bunicul femelei. Este fiul din Regina cu dragonul. Acesta este străbunica femelei. Este Elizabeth, o femelă care a zburat 3 ani de zile la vârsta de un an ca yearling, ca și campioana, a fost locul 4 național. Și la vârsta de 3 ani a fost locul 3 național la palmares, 3 ani maraton. A ratat un singur maraton în carieră. Din 9 participări și toate 8 au fost de vârf. Este străbunica campioanei, ea împerecheată cu tatăl ei, l-a dat pe incestul, care din fericire nu mai este, din cauza problemelor, dar
Speram să... Din păcate. Din păcate, da. Păcate, da, din păcate, scuzați. În cauza emoțiilor mai... Femeia de la domnul Cobzaru. I-am pus numele Feblețea, este o femeie extraordinar de frumoasă. În 2017 am adus-o, în 2018 am perecheat-o cu incestul și am reprodus 3 fii. Am reprodus, au fost mai mulți fii, dar 3 au rămas în lotul de zbor, din care toți 3 sunt în momentul de față în cușcă. De toți 3 de 2018. Un rezultat extraordinar pentru mine. Și o reproducătoare extraordinară. Din primul an. Aceasta este una din femeile mele cele mai bune. Este Pige, este un porumbel care are cele mai multe clasări, de la 100 până la 1100 de kilometri. Este unul din cei mai buni zburători care am avut eu. A fost vicecampioană națională la tineret și a încheiat tot pe podiumul național la palmares 3 ani. Și are meritele cele mai multe la categoriile crescători, pentru că a fost un porumbel care 3 ani a lipsit din echipa mea. Și mi-a adus, bineînțeles, cele mai mari satisfacții. Sau printre cele mai mari satisfacții. Acum visul este ca unul din masculi, fiii al lui Sherry, să fie împerecheat cu această femelă. Asta este gradul de consanguinizare pentru la care eu mă voi opri. Din momentul următor voi încerca să merg pe multă dizolvare de sânge. Dar până atunci mai am vreo 2 ani. Ea este baza crescătoriei, de la ea a început totul. Este cel mai bun porumbel de reproducție pe care l-am. Este un porumbel care în fiecare an când a fost pusă la pereche, cel mai slab fiu al ei a avut astma maraton. Nu a fost niciun an în viața acestei femele în care să fie pusă la pereche și să nu dea un porumbel cu astma maraton. Are, bineînțeles, și străbunica campioanei. Ea este o femelă originală iureț. De la el am cumpărat-o. Și în primul an am reprodus din ea 4 fii, toți 4 extraordinari de buni zburători. În anul următor am reprodus din nou tot 4, doar că metoda de zbor am jucat în anul respectiv etape de 900 de km cu pui și au rămas doar 2, dar bineînțeles au făcut palmarese. În total are 13 fii cu ans maraton. Femeia nu a fost niciun an din viață pusă la reproducție, la împereche, să nu dea măcar un... Cel mai slab a fost cu ans maraton. Cu alte puncte multe, nu pot să spun neapărat cu punctaje foarte, foarte mici. Dar anul acesta ea nu a mai reprodus pentru lotul de zbor. Toți puii, toți fiii au fost opriți pentru reproducție și cât va fi în viață, niciun pui din ea nu va mai zbura niciodată. Acesta e dragonul. Este porumbelul pe care este consanguină campioana, pentru că campioana îl are în pedigriu pe el de 3 ori. Este un porumbel iurețelu. Este porumbelul, este tatăl la cei mai buni zburători ai mei. Și mai duc pe față și bunicul, străbunicul chiar. El, la fel ca și regina, este un porumbel care de anul acesta nu mai reproduce pentru lotul de zbor, reproduce doar pentru matcă. Orice femeie este pus, toți porumbii sunt opriți pentru reproducție, pentru că, de exemplu, anul acesta a fost pus cu PJ, am scos foarte puțin 2 pui, este 2010 porumbelul. Urmând să merg pe același criteriu și în anii următori, pentru că a demonstrat destule, nu mai e nevoie. În final, domnul Radu, pentru cei care se apucă acum de columbofilie sau sunt novici în columbofilie, puteți să le dați câteva sfaturi, având în vedere că sunteți multiplu campion național, bănuim că nu este doar un noroc rezultatul din 2022. Nu mă simt îndreptățit să dau sfaturi începătorilor, pentru că
anii de columbofilie nu mă ajută foarte mult, sunt membru columbofil din 2008. Nu o să fie niște sfaturi, dar pot să spun doar cum aș face eu, dacă aș fi la început de drum. Aș alege foarte, foarte bine distanța pentru care vreau să particip, să concurez. Și cu siguranță nu m-aș uita decât la crescătorii din jurul meu și aș face exact cum am făcut eu. Eu am citit foarte mult înainte de a cumpăra porumbei și un lucru care mi-a rămas întipărit și chiar l-am practicat, am luat de la cel mai bun din jurul meu, care era în anii respectivi. Am considerat că și prețurile sunt normale, pentru că vedetele și tot ce este pe mass media în momentul de față dezorientează foarte mult și nu ajută un începător, eu cred că îl încurcă. Pentru că dacă te duci la orice crescător care e vecin cu tine sau e prieten de asociație și e foarte bun la tine în asociație, eu cred că ai șanse mult mai mari să ieși în față, să cumperi porumbei buni. Dar aici o să fac o paralelă, trebuie să știi foarte bine crescătoria și porumbei și să ai totuși o relație prin care să poți să mergi, să vezi porumbei, nu să-i cumperi așa, ala-ndala. Iar trebuie făcut o împărțire foarte, foarte simplă. Câți porumbei angajează un crescător împărțit la câți porumbei pe podium are, la categoria respectivă. Și o să-ți iasă un număr, o cifră. În funcție de această cifră, eu cred că ai probabilitate mare să cumperi o pasăre bună. Dacă un crescător angajează 200 de păsări și obține doar un rezultat bun, sau în timp de 10 ani de zile a adunat 5 cupe la nivel național și a zburat 5.000 de porumbei, faci o împărțire la 5.000 la 5 cupe la nivel național și ai probabilitatea ca tu să iei o pasăre valoroasă de acolo. Exact. Asta aș face eu. Eu nu știu dacă nu-ți fac bun. Dar eu asta aș face. Dacă ar fi să cumpăr mâine porumbei. Domnul Radu, noi vă urăm succes pe viitor și sperăm să ne mai vedem cu alte ocazii, cu Doamne alte ajută. Rezultate pe plan național și sperăm succes în continuare. Vă mulțumesc și vă mai aștept ce pot să zic și mulțumesc frumos de interviu.